Deschideți împreună cu mine la Psalmul 16. Vom continua popasul nostru de dimineață în psalmi, până când ne vom întoarce la Evanghelia după Ioan. Psalmul 16 este numit Psalmul de Aur. Și într-adevăr este o comoară deosebită, pentru că în acest psalm avem o viziune deosebită a Mântuitorului nostru. Este un psalm profetic, un psalm mesianic, și David în acest psalm profetic ne arată această viziune mesianică minunată. Ba mai mult, cred că acest psalm nu este doar o viziune mesianică, ci sunt într-adevăr cuvintele Mântuitorului nostru rostite în mod profetic prin David. Psalmul are trei paliere, trei nivele la care funcționează și trei nivele despre care trebuie să fim conștienți. În primul rând, este vorba de Mântuitorul nostru, de Mesia, de Iisus Hristos, care ne vorbește prin acest psalm. Este vorba de David, care este autorul uman prin care Duhul Sfânt ne comunică acest psalm. Și în al treilea rând, este vorba de noi. Psalmul se adresează nouă, copiii lui Dumnezeu, cei care citim acest psalm, cei care citim aceste cuvinte a Mântuitorului nostru care au fost lăsate pentru noi. Și psalmul ne arată speranța și nădejdea noastră în Iisus Hristos. Aceeași speranță și aceeași nădejde în Dumnezeu care a fost în Iisus Hristos, care în deplină ascultare de Tatăl a săvârșit cel mai magnific act de sacrificiu pe acest pământ. Și este însă și acest act mare, acest sacrificiu, este această răscumpărare deplină unde ne putem noi găsi speranța deplină. Fără Iisus Hristos, fără acest act de sacrificiu, fără jertfa sa, noi nu putem să avem speranță pentru aici și acum, pentru viețile noastre de fiecare zi, și mai ales n-am putea avea nicio speranță pentru eternitatea noastră. Psalmul începe ca și o rugăciune, în versetul 1: păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Îmi place foarte mult felul în care Spurgeon comentează acest verset, spunând într-un mod foarte minunat că deseori noi uităm de modul foarte real și extraordinar în care Hristos s-a golit de slava sa, luând trup de carne și a devenit asemenea ca și noi, dar fără păcat, asemenea ca și noi, până acolo încât și El, ca și noi, a avut nevoie să fie păzit prin puterea lui Dumnezeu pe acest pământ. Absolut fantastic să ne gândim această pogorâre a lui Dumnezeu și această coborâre din slavă, încât și Mântuitorul nostru are nevoie de aceeași pază de care noi avem nevoie astăzi. Și dacă El a fost păzit, dacă El care este Dumnezeu întrupat, dacă El a fost păzit prin puterea celui prea înalt, cum putem noi să avem vreo altă speranță pentru a fi păziți în această lume decât în același Dumnezeu? Noi care suntem corupți de păcat, noi care suntem pierduți, noi care am fost odinioară dușmanii Dumnezeului, de la care acum cerem amnestie, venim și spunem: Doamne, păzește-ne, Doamne, ajută-ne. Dar parcă doar ieri îl scuipam în față, doar ieri eram împotriva Lui și acum venim și cerem și implorăm: Doamne, păzește-ne. Doamne, păzește-ne, căci în Tine mă încred. Aceste două aspecte care sunt prezentate, paza și credința, merg mână în mână. Ele nu pot fi separate. Petru spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ele sunt bine închegate. Și dacă așa este, și așa este pentru că ne spune Scriptura că așa este, înțelegem cum Hristos a fost în mod absolut păzit de Tatăl, pentru că încrederea Lui în Tatăl a fost una absolută. Încrederea Lui este una deplină, fiindcă cunoașterea Lui este una deplină. Atunci când cunoști
pe cineva cu adevărat poți să ai încredere în el cu adevărat. Sau să nu ai încredere în el dacă îl cunoști ca și fiind un om care nu merită încredere. Dar Hristos, având încredere deplină, cunoscând pe Tatăl în mod deplin, este păzit în mod deplin. Și este absolut o blasfemie să cerșim paza lui Dumnezeu, este o blasfemie să cerșim paza lui Dumnezeu fără ca să-L cunoaștem cu adevărat și fără ca să ne încredem în El cu adevărat. Dacă vrem să fim păziți de Dumnezeu, trebuie să ne încredem în El. Ce înseamnă asta? Hristos și-a dat viața la porunca Tatălui pentru că știa cine este cel care îi poruncește să-și dea viața. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Nu să te încrezi doar ca El să te scape, ci să asculți de El pentru că știi că ceea ce îți spune este demn de crezut. Și vom afla că în credința noastră deplină în Dumnezeu suntem deplin păziți. Hristos nu a fost păzit de suferință, Hristos nu a fost păzit de necaz, Hristos nu a fost păzit de tot ceea ce i s-a întâmplat, ci El a fost păzit de puterea lui Dumnezeu în mod deplin, în suferință, în necaz. Pentru ca și eu și tu să poți fi astăzi păzit în El, în Hristos, care a suferit totul pentru mine și pentru tine. Nu să te scape de suferință aici și acum, nu să te scape de necaz aici și acum, ci să te păzească de suferință și de necaz și de orice tulburare aici și acum, pentru că tu ești păzit în mod tainic în El, împreună cu El, în Hristos, în locurile cerești, pentru veșnicie. Dacă doar te încrezi în El ca să scapi de suferință și de necaz și de tulburare, nu vei fi păzit și nu ești păzit. A fi păzit înseamnă a fi cu El în necaz și în suferință și în tulburare. Pentru că El a fost păzit în mijlocul acestor lucruri, în mijlocul necazului, în mijlocul jertfei sale, mai mult El a fost victorios în suferința sa, noi putem fi absolut siguri de paza și de biruința asigurată nouă prin Iisus Hristos. Pentru că rugăciunea Lui nu s-a sfârșit în versetul 1 și nu s-a sfârșit nici măcar pe acest pământ, ci rugăciunea Lui continuă, dar rugăciunea Lui nu este pentru El. Rugăciunea Lui este pentru noi. Ioan 17, Mântuitorul mijlocește pentru noi și spune: eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i în numele Tău. Păzește-i pe cei pe care mi-ai dat, păzește-i pe cei pe care eu i-am răscumpărat prin moartea mea și prin învierea mea. Acum eu vin înapoi de unde am plecat, dar păzește-i Tu în numele Tău. Versetul 2. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu. Tu ești singura mea fericire. Din nou avem două aspecte care merg împreună, credința și fericirea, care au din nou o legătură foarte bine închegată, ele nu pot fi separate. A vorbi despre a te încrede în Dumnezeu, dar nu avea fericire în Dumnezeu, este anomalie. Nu poți ca să vorbești că tu crezi în Dumnezeu, dar El nu este bucuria ta. Încrederea deplină a lui Hristos provine din comuniunea sa perfectă cu Tatăl. Hristos este una cu Tatăl, El este un al cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, El sunt o singură ființă și acolo în Sfânta Treime există deplină fericire, deplină împlinire, deplină bucurie. Și această deplină fericire, acea deplină comuniune este însoțită de o deplină încredere. Atunci când nu este încredere, nu este nici fericire. Acesta este foarte evident chiar și în viața noastră personală.
Atunci când nu avem încredere unul în altul, nu avem nici fericire împreună. Atunci când soț și soție nu au încredere unul în altul, în dragostea care o au unul pentru altul, acolo nu este nici fericire. Nu este nici bucurie. Dar în Hristos și în relația care Hristos o are cu Tatăl și Tatăl cu Fiul, există deplină comuniune, există deplină fericire și există deplină încredere. Provocarea versetului pentru noi este aceasta: înțelegem noi unicitatea relației noastre cu Dumnezeu. Relația care Dumnezeu Tatăl o are cu Dumnezeu Fiul este absolut unică. Nu există nicio altă relație între alte două ființe care este la fel. Tatăl îl iubește pe Fiul în mod unic. Dragostea lui este unică față de Fiul și Fiul față de Tatăl. Tu ești Domnul meu, unul singur. Cât timp avem multipli domni, nu-L avem pe El ca și domn. Cât timp cochetăm cu alții, cât timp ne raportăm la alții ca și domnii noștri, nu este Hristos Domnul nostru. La fel cum El este într-o relație unică cu Tatăl, într-o relație de dragoste, într-o relație de ascultare, într-o relație de încredere, ni se cere ca noi să fim într-o relație unică cu El. Îl iubim noi pe El cum nu iubim pe nimeni altcineva, ne încredem noi în El cum nu ne încredem în nimeni altcineva. Dacă există egalitate între relațiile care le avem aici, pe acest pământ, și relația care o avem cu Hristos, nu avem o relație cu Hristos cum ar trebui să avem. Și Tu ești singura mea fericire. Una singură. O relație unică și o bucurie unică. Unică în calitate și unică în intensitate. Într-adevăr, El nu este Domnul nostru dacă El nu este singura noastră fericire, dacă nu este o fericire mai presus decât orice altă fericire. Dacă nu o prețuim mai mult, dacă nu dorim mai mult, dacă nu dorim mai mult decât tânjim după lucrurile acestei lumi, dacă nu vrem, dacă nu vrem relația cu Hristos mai mult decât vrem apă și pâine. El este Domnul nostru atunci când El este singura noastră fericire. Atunci când celelalte fericiri care vin de la El, care provin din El, sunt palide în comparație cu fericirea care este El. Dumnezeu nu este doar sursa bucuriei noastre, Dumnezeu este bucuria noastră. Nu este doar obiectul prin care primim fericire, El este obiectul fericirii noastre. Noi suntem fericiți cu adevărat când suntem cu El. La fel cum suntem fericiți cu adevărat când suntem cu partenerii noștri, cu soțul sau cu soția noastră. Aia nu înseamnă că noi ne bucurăm de beneficiile care le avem în relația noastră, da? Eu mă bucur când nevastă mea face clătite. Dar mă bucur mai mult de nevastă mea decât mă bucur de clătitele care mi le face. Dacă numai de aia mă bucur de nevastă mea pentru că face clătite bune, eu nu iubesc nevasta. Dacă numai de-aia mă bucur de Dumnezeu când El îmi dă binecuvântări, eu nu-L iubesc pe Dumnezeu, ci iubesc binecuvântările. Adevărul este că ne este frică de a fi domniți peste. Ne este frică de a fi robi, ne este frică de a fi supuși, ne este frică de a fi subjugați. Suntem infectați de această cultură în care trăim, de această filosofie umanistă a lumii, că trebuie să fim independenți. Totul e despre independență, cum să ai independență, independență financiară, independență socială, independență politică. Nu putem concepe cum deplina fericire vine doar în robie. Doar în supunere, doar în subjugare. Putem înțelege cum din a fi subjugați, din a pierde independența noastră, provine
fericirea noastră, pentru că nu îl cunoaștem cu adevărat pe Stăpân. Dacă l-am cunoaște pe adevărat pe Stăpân, am dori ca să fim robii Lui. Am vrea ca să ne dăm drepturile noastre între ghilimele Lui și să spunem, nu mai suntem ai noștri, suntem ai Tăi. Fă cu noi ce vrei Tu. Sau am putea noi oare să spunem, considerați că fericirea lui Hristos a fost făcută inferioară odată cu întruparea sa, astfel spus, a suferit Trinitatea în sânul ei, considerați conceptul, a suferit Trinitatea o degradare în relația ei desăvârșită, în bucuria ei infinită, în relația ei infinită atunci când Iisus a făcut rob? Dacă Iisus cu Tatăl nu a suferit nicio degradare în relația lor, dacă nici de cum nu a fost o degradare în dragostea între ei, în bucuria, în fericirea, în împlinirea, nici de cum nu a existat o asemenea degradare, ci ba mai mult în acel act glorios de dragoste a lui Hristos, de încredere, prin care El s-a făcut asemenea unui rob și la porunca Tatălui a suferit pentru noi, fericirea și bucuria divină a strălucit mai glorios decât oricând. Pe cruce vedem adevărata fericire între Tatăl și Fiul, când Fiul de bună voie se subjugă Tatălui și spune, voi îndeplini porunca ta orice îmi spui. Asemenea fericire lumea nu ți-o poate explica, asemenea fericire lumea nu ți-o poate comunica, asemenea fericire lumea nu o cunoaște. Când Pavel spune, nevestelor fiți supuse bărbaților. Și după aia spune, pentru că este un tablou, este o taină între Hristos și biserica. Pavel spune femeilor, nu veți cunoaște adevărata fericire până când nu știți ce înseamnă să fii supus unuia care te iubește cum Hristos a iubit biserica. Asta spune. Nu ai cum ca și femeie, să mă înțelegeți foarte bine, surorilor, n-ai cum să fii fericită până când nu ești supusă. Nu există fericire în independență. Nu există fericire în a surpa puterea care nu ți-a fost dată. Pentru că dacă Hristos, care merita toată puterea, toată slava, toată gloria, a găsit fericirea deplină în a fi un rob față de Tatăl. De ce? Pentru că Tatăl i-a iubit în mod deplin. Tatăl a avut o relație perfectă cu El. Nici tu nu vei găsi împlinire până nu înțelegi ce înseamnă acel sentiment. Bărbate, nici tu, nici eu nu voi înțelege ce înseamnă aceea până când nu înțeleg că și eu am un cap. Și eu trebuie să fiu subjugat. Și fericirea mea nu vine din a domina peste nevastă mea, ci vine din a fi dominat de Dumnezeu. Ne-am stricat de cap, pentru că credem că este menirea noastră să fim cap. În acel act de subjugare, în acel act de robie voluntară, dragostea și fericirea divină au strălucit cel mai glorios. În acel act, care prin ochi omenești pare absolut orific și nu ne-am dori ca să ni se spune să împlinim așa ceva, se arată dragostea minunată a Fiului față de Tatăl. Într-adevăr, nu există mai mare libertate decât să fii robul lui Hristos. Pentru că Hristos te iubește mai mult decât te iubești tu. Pentru că Hristos știe ce e mai bine pentru tine și îți vrea mai mult binele decât știi tu. Dacă ar fi El într-adevăr Domnul nostru și dacă am fi noi într-adevăr robii Lui, ar fi într-adevăr singura noastră fericire. Am fi în stare ca să punem pe altarul vieții noastre absolut orice altă fericire. Am fi în stare să fim pironiți pe o cruce dacă ar fi nevoie pentru El, pentru că El ar fi Domnul nostru. Și bucuria care s-ar produce din a ne servi Domnul, din a fi o jertfă pentru El, pentru bucuria Lui, ar fi suficient de mare încât să fim dispuși să jertfim orice. Cât de mult îmi doresc eu, mă aflu în zilele acestea dărând mai mult decât oricând. Vreau să fiu eliberat odată pentru totdeauna de libertatea mea.
Nu mai vreau să fiu rob libertății mele, nu mai vreau să fiu liber să păcătuiesc, nu mai vreau să fiu liber să-l dezamăgesc pe mirele meu, nu mai vreau să fiu liber să trăiesc cum trăiesc, vreau să fiu liber de libertatea mea. Această iluzie că sunt în stare să-mi cârmuiesc viața mai bine decât poate El, de această iluzie a autonomiei care mă ține departe de Dumnezeul meu care m-a creat ca să fiu robul Lui. N-am fost creat ca să fiu stăpân. Și nu voi fi împlinit și nu voi fi bucuros până când nu sunt ceea ce sunt, pe deplin robul lui Hristos. Să cunosc pe deplin fericirea de a fi cu totul la Lui, cum așteaptă mirele și mireasa după jurământul legământului să devină în fapt una. Nu doar în acte, ci în fapt să devină un singur trup. Și noi tânjim să fim într-adevăr una cu mirele nostru, să fim dați Lui, să fim ai Lui în deplină supunere, în perfectă supunere și El să fie capul nostru, El să stăpânească peste noi și în deplină bucurie să fim una, să fim împreună. Pentru că mirele nostru este desăvârșit și mirele nostru este bun și mirele nostru este dragoste. Și dacă vom simți vreodată cu adevărat dragostea și dacă vom cunoaște cu adevărat vreodată fericirea, nu va fi independent de El, nu va fi autonom de El, ci va fi împreună cu El în perfectă supunere Lui. Cât de mult ar trebui să ne dorim acea zi. Să nu mai fim ai noștri, ci să fim ai Lui. Să nu mai fim stăpâni noi peste noi, ci să fie El stăpânul nostru. Sfinții care sunt în țară, zice psalmistul, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Noi suntem într-adevăr mireasa Lui și suntem într-adevăr plăcerea Lui. La fel cum un mire își găsește toată plăcerea în mireasa Lui, mirele nostru își găsește toată plăcerea în noi, mireasa Lui. Suntem plăcerea Lui. Pentru noi, pentru sfinții Lui, care am fost făcuți sfinți prin ascultarea Sa până la moarte, El a suferit totul. El a plătit cu sângele Lui scump pentru răscumpărarea noastră. Și plăcerea care El o găsește în noi, în biserica Lui, în poporul Lui, nu este una ieftină. Nu este una trecătoare. Nu este o dragoste de moment. Ci este o plăcere și o dragoste care în mod infinit este de preț. În mod infinit este scumpă, este mai scumpă decât aurul, mai prețioasă decât argintul, este mai de valoare decât întregul univers. Pentru că a fost câștigată și a fost plătită cu cel mai de preț lucru în acest univers. El a intrat într-un legământ cu sfinții Săi, marcat nu de un inel, nu de o simplă ceremonie, ci un legământ făcut în sângele Lui. El a vărsat sângele Lui ca să intre în acest legământ cu noi. Ca noi să fim mireasa Lui și ca El să fie mirele nostru și El să domnească peste noi. Și dacă El, dacă mirele nostru își găsește toată plăcerea în sfinții Săi, mă întreb, de ce noi o căutăm altundeva pe acest pământ? Mă întreb dacă există oare un loc unde Domnul nostru să fie mai prezent decât în mijlocul aleșilor Săi. Mă întreb dacă există undeva unde putem să simțim prezența Lui mai reală decât acolo unde este trupul Său la oaltă. Mă întreb dacă El își găsește bucuria supremă în noi, de ce noi nu ne găsim bucuria supremă unul în altul? Cât timp suntem încă departe de El?
Noi suntem aici pe pământ, El este sus în ceruri și stăruiește pentru noi, mijlocește pentru noi. Suntem păziți, suntem păstrați, fiind aproape unii de alții. Prin trupul Său, prin biserica Sa, prin mădularele vie care există aici, în jurul nostru, simțim dragostea Sa. Dacă vrei să simți dragostea lui Hristos, o poți simți având dragoste față de frații tăi. Dacă vrei ca să simți grija lui Hristos pentru tine, o poți simți prin frații tăi. Dacă vrei ca să te simți păzit, poți simți că ești păzit prin frații tăi. Și totuși ne petrecem așa de puțin timp împreună cu frații noștri. Dacă El își găsește toată plăcerea în noi, oare noi n-am trebuit să găsim toată plăcerea unul în altul? Oare n-ar trebui să fie gândul nostru atunci când suntem triști ca să ne găsim frații noștri și să ne găsim toată plăcerea în ei? Să simțim dragostea lui Hristos prin intermediul fraților noștri? Idolii se înmulțesc. Oamenii aleargă după Dumnezei străini. Dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Ce mare nevoie avem unul de altul în lumea aceasta, care este într-o degradare continuă, în lumea aceasta în care aceste cuvinte sunt mai adevărate cu fiecare generație ce trece. Idolii se înmulțesc și oamenii aleargă după Dumnezei străin. Unde vom găsi scăpare de la această realitate? Unde vom găsi repaus de la această lume decât în mijlocul sfinților săi? Nu există o altă fortăreață, nu există o altă cetate în care să ne ascundem de această lume care aleargă după Dumnezeii străini decât împreună cu frații noștri. Când suntem acolo, afară, suntem vulnerabili. Suntem vulnerabili față de această lume și față de cei care vor să ne atace. Când suntem aici și când suntem împreună, suntem în mod deosebit păziți de puterea Lui. Să nu crezi că lumea în care trăim acum a devenit cumva în mod miraculos mai puțin idolatră. Doar pentru că nu vedem tot felul de temple la zeițe și așa mai departe. Să nu crezi cumva că ne-am civilizat în așa fel încât idolatria nu mai este o problemă pentru om. Idolatria este problema primordială și va fi problema primordială a omului până când se întoarce Hristos. Dacă vreți să vedeți, să priviți cum arată idolatria de astăzi, nu trebuie să mergeți departe. Uitați-vă ce se întâmplă acum la Cluj cu festivalul ăsta Untold. M-am uitat pe Facebook câteva clipuri puse, chiar de mulți tineri care, dacă mă întâlnesc cu ei, zic, pace frate. Cum e pe la biserică, frate? Eu mă duc la aia în mănășturi. Tu am înțeles că, știi? Și ce acturi de închinare acolo i-am văzut. Tot așa. Fantastic. Deci carismaticii spui pe lângă ăștia. Dar mai ușor. Dacă vrei să vezi ce înseamnă idolatria, privește în lăuntru tău. Nu trebuie să te duci la Cluj. Privește în viața ta, privește în inima ta să vezi câte porniri idolatre și câte lucruri iubești în felul în care n-ar trebui să le iubești. Civilizarea nu este o soluție pentru idolatrie. Hristos este singura soluție. El este singurul care îl poate elibera pe om de sub acest blestem al idolatriei. Adevărul este că noi am fost creați să ne închinăm. Asta a fost scopul nostru, de asta existăm. Omul a fost creat să aducă închinare lui Dumnezeu. Și în momentul în care ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în momentul în care ne-am răzvrătit față de Dumnezeul pentru care am fost creați să ne închinăm, cui suntem datori să ne închinăm, am fost blestemați ca și oameni pe vecie să căutăm adevărata închinare, dar în lucruri false. Omul de aceea e idolatru, pentru că a fost creat cu scopul de a se închina. El asta vrea, el vrea să se închine. Dacă îi dai șansa să se închină, se închină. Se închină la o bucată de piatră, se închină la formație rock. El se închină, pentru că asta știe să facă.
Problema e că se închină la lucruri false și singurul care ne poate elibera de acest lucru este Hristos. El este Cel care ne eliberează de închinarea falsă, de idolatrie. În El putem să ne îndeplinim într-adevăr menirea să fim adevărați închinători. Adevărați închinători în duh și adevăr. Și închinarea ta și închinarea mea nu va fi adevărată până când obiectul închinării nu este adevărat. Cât timp ne închinăm la lucruri false, cât timp ne închinăm la Dumnezeu acestei lumi și nu în exclusivitate lui Hristos, nu ne îndeplinim menirea și nu avem cum să fim împliniți. Lumea aceasta, spune psalmistul, că aleargă după Dumnezei străini. Și suntem vulnerabili și noi să fim prinși în această cursă, să le aducem jertfe de sânge, cum zice psalmistul, acestor Dumnezei străini. Și cât sânge vărsăm noi pentru acești Dumnezei străini, cât sânge este vărsat de credincioși chiar pentru acești Dumnezei străini, pentru faimă, pentru bani, pentru fericirile pământești și așa mai departe, vărsăm sânge pentru acești Dumnezei străini mult mai mult decât vărsăm pentru Dumnezeul nostru. Mult mai multă transpirație, mult mai multă energie. Noi suntem chemați să fim al lui Hristos și noi suntem chemați să fim ca și Hristos, total separați de acești Dumnezei străini. Să nu punem nici măcar numele lor pe buzele noastre, spune psalmistul. Ba mai mult, ar trebui să fie așa de departe de noi, încât în niciun fel acești Dumnezei străini să nu intre în inimile noastre, să ne ferim, să nici nu rostim numele lor. Să nici nu gândim asupra lor. Ca nu cumva să infiltreze în inima noastră și inima noastră să se închină lor. Și eu și dumneavoastră cochetăm cu acești Dumnezei străini în fiecare zi. În fiecare zi. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Ce motivație fantastică să refuzăm la tot ce înseamnă valori străine, să refuzăm la tot ce înseamnă Dumnezei străini, să refuzăm la tot ce înseamnă fericirea acestei lumi, pentru că știm că Domnul este partea noastră de moștenire. El este moștenirea noastră, El este averea noastră, El este împlinirea noastră. E o formulare absolut minunată în acest verset 5 și 6. Tu îmi îndrepți sorțul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu și o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Parcă e un joc de cuvinte așa, adică cum a căzut la sorți dacă El îndreaptă sorțul? Într-adevăr, noi suntem moștenirea Lui. El ne-a câștigat, El ne-a cumpărat și El este moștenirea noastră. Dar nu prin întâmplare, ci prin decret divin. Pentru că Dumnezeu este Cel ce îndreaptă sorțul. El călăuzește ceea ce pare la întâmplare. El hotărăște întâmplătorul sau să folosesc sintagma fratelui Levi, El este Cel ce întâmplă lucrurile. Noi stăm și zicem, ce noroc am avut. Ce soartă minunată. Și El zice, eu ți-am îndreptat sorțul. Hristos nu a murit pe cruce pentru poporul său din întâmplare. N-a fost absolut nimic lăsat la voia întâmplării. Nici măcar un zar nu a fost aruncat fără ca rezultatul să nu fi fost în mâna Tatălui. Totul s-a întâmplat după decretul divin al Tatălui. În fapte 4 spune felul următor. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său, în adevăr împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot
ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Nu să facă ce s-a întâmplat. Nu să vedem dacă iese întâmplarea asta, dacă lucrurile ies la sorți, și să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Dumnezeu, într-adevăr, îndreaptă sorțul acestei lumi. Dumnezeu, într-adevăr, ține istoria acestei lumi în palma mâinii sale și le conduce exact cum vrea El, după sfatul Lui. Și El ține și soarta vieții noastre, și acest lucru ar trebui să ne dea odihnă. El îmi îndreaptă sorțul. Din exterior lucrurile par întâmplătoare. Din exterior toate par la nimereală. Îmi imaginez pe cei care priveau la Hristos la momentul răstignirii și se uitau la El pe cruce, cunoscând istoria Lui și ceea ce s-a întâmplat cu cei 3 ani înainte, și ziceau: ce ghinion, ce soartă urâtă, ce întâmplare nefericită. Pentru că pentru cei necunoscători de Dumnezeu totul pare întâmplător. Totul e doar un joc de noroc. Dar pentru cei ce sunt în Hristos, pentru cei ce sunt al lui Hristos, nimic nu este la voia întâmplării. Nimic nu este întâmplător în viața ta și în viața mea. Din perspectiva divină, totul este planificat. Totul este după voia Lui și după planul Său. Și dacă lucrul acesta te revoltă, adică cum El să hotărască pentru mine, nu-i Domnul tău încă. Nu-i Domnul tău. Pentru că dacă ar fi Domnul tău, ai spune: cum să hotărască altcineva pentru mine decât El? Să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Totul se face după sfatul Lui. Totul se face după buna plăcere a voii sale. Și dacă această realitate a fost o bucurie pentru Mântuitorul nostru, ar trebui să fie și o bucurie pentru noi. Dacă a fost o mângâiere pentru Mântuitorul nostru, știind că soarta Lui nu este la întâmplare, că toate au fost planificate după voia Tatălui, ar trebui să fie o bucurie și pentru noi, să știm că viața noastră, moment cu moment, nici măcar un păr nu cade fără ca El să permită și El să rânduiască. Eu binecuvintez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inimii. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mea se bucură. Sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Căci nu vei lăsa sufletul meu, spune psalmistul, în locuința morților, și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Nădejdea noastră, siguranța noastră stă în realitatea împlinirii acestui verset. Într-adevăr, Dumnezeu nu doar că L-a trimis pe Hristos să moară pentru noi, ba mai mult, L-a înviat pentru noi. Și Pavel, de exemplu, ne scrie și nouă și celor din Corint în felul următor: dacă ne-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Căci dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Știți ce efect ar trebui să aibă această realitate, această credință în învierea morților și în învierea noastră din morți prin Iisus Hristos? Psalmistul spune în felul următor: de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul se odihnește în liniște. De ce?
căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Inima mea poate să bucure, sufletul meu poate să fie vesel și trupul meu se poate odihni aici și acum, pentru că știu că orice se întâmplă în această lume, sufletul meu este în mâna lui și va fi înviat în ziua de pe urmă. Asta este caz pentru bucurie. Avem garanția că vom fi înviați și garanția este Iisus Hristos, care este cel dintâi rod al învierii. Cum? Poate întrebarea cu care vrem ca să plecăm cu răspuns la ea este cum? Cum putem sta fermi în această nădejde? Cum putem ca să avem această bucurie în inima noastră, această liniște în sufletul nostru, această odihnă în trupul nostru? Cum putem să trăim în această realitate? Și psalmistul ne spune, ne răspunde, pentru că am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Pentru că privesc țintă la Domnul și Mântuitorul meu. Pentru că zi și noapte meditez asupra cuvântului său și îl văd pe mirele meu acolo și zic, Doamne, hai și du-mă acasă, vreau să fiu în prezența Ta, vreau să fiu robul Tău, vreau să domnești peste viața mea, privesc non-stop la El. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei și cât timp este înaintea ochilor mei, cât timp El este lângă mine, cât timp El este Domnul meu, când este El la dreapta mea, spune salmistul, nu mă clatin. O de-am avea harul și ne-ar da Dumnezeu harul și mă rog ca să ne-l dea să-L avem pe Dumnezeu în mod necurmat înaintea ochilor noștri. Să privim țintă la El care este începutul și desăvârșirea credinței noastre. Și să avem într-adevăr bucurie și liniște și odihnă în El. Amin.